apropiem încet, încet de finalul capitolului 11, am vrut ca să avem background-ul, să avem istoria înaintea ochilor care stă în spatele fiecărui verset, pentru că fiecare verset din capitolul 11, aproape fiecare verset, ia câte un eveniment din Vechiul Testament și îl pune, prezintă prin acest, sau din acest unghi, prin această perspectivă a credinței, da? Cum a funcționat credința într-o anumită situație. În această dimineață avem această situație descrisă în Iosua, capitolul 6. Prin credință au căzut zidurile Ierihonului după ce au fost ocolite 7 zile. Însă este imposibil pentru noi, mai ales în vremea în care trăim, cu această ridicare vertiginoasă a ateismului, a secularismului, a neomarxismului și a tuturor obiecțiilor care vin împotriva cuvântului Dumnezeu, împotriva lui Dumnezeu, împotriva religiei în general, este imposibil să trecem cu vederea că este unul dintre primele pasaje din Sfânta Scriptură care descriu o exterminare în masă a unui popor. Da, deci nu putem să trecem, spune, prin credință ei au omorât pe toată lumea. Bărbați, femei însărcinate, copii, ce frumos e credința în viața omului credincios. Da. Nu putem pur și simplu să ignorăm și să spunem, domnule, asta spune Biblia, noi, da, asta spune Biblia, noi credem. Însă întrebarea este dacă suntem capabili să dăm un răspuns la obiecția pe care nu doar ateii, necredincioșii, teologii liberali, cum au fost ei numiți, au adus-o împotriva cuvântului Dumnezeu când au citit asemenea pasaje. Teologia liberală explică, teologia liberală, în esență, a fost o încercare de demitologizare a Sfintei Scripturii. Adică de a prezenta Sfânta Scriptură printr-o lentilă naturalistă. De exemplu, pasajele astea cum sunt interpretate? Poporul Israel, ca să justifice cumva campania de cucerire a Palestinei, au venit cu povestea asta. Dom'le, Dumnezeu nu a spus să-i omorâm pe toți. Da? Ce justificare să aducă? Nu? Asta e cea mai bună justificare. Musulmanii ce zic? Dumnezeu nu a spus să aruncăm în aer. Dumnezeu nu a spus să cucerim. Dumnezeu nu a spus. Și teologia liberală a încercat să scoată tot supranaturalismul din Scriptură și au rămas cu o istorie naturală în care niște oameni de fapt vreau să justifice istoria lor. Ucenicii cum sunt prezentați? Ucenicii sunt prezentați ca niște oameni care au trăit o dezamăgire profundă odată cu moartea Domnului Iisus. Ei nu cred în învierea Domnului Iisus, teologii liberali, nu știu de ce se numesc teologi. Probabil pentru toată lumea are un fel de teologie, chiar și ateii. Și au zis, evangheliile sunt de fapt o plăsmuire a dorințelor ucenicilor. Ce ar fi dorit ucenicii să întâmple după acea mare dezamăgire? Păi Domnul Iisus să învieze. Ce și-ar mai fi dorit ucenicii? Păi Domnul Iisus să fie făcut un așa. Ce și-ar mai fi dorit? Să se înalți la cer? Ce și-ar mai fi dorit? Să vină înapoi. Și zic, domnule, e o diferență între Iisus realul care a trăit și care e mort undeva în Palestina, e într-un mormânt, Iisusul istoric și Iisusul credinței. Și teologia liberală spune, tu poți să crezi, frate Ciprian, Iisusul credinței, niciun fel de problemă. Ca să treci mai ușor prin viață. E bine să crezi în Iisusul credinței. Deci au biserici, ok, predică despre Iisusul credinței. Asta e foarte clar, nu Iisus care a trăit în istorie. Iisus care a trăit în istorie e mort undeva. Da? Cam așa se explică în mare, cam așa explică teologia liberală. Și teologia liberală, împreună cu ateismul, împreună cu necredincioșii, găsesc în asemenea texte o piatră foarte mare de potignire. Chiar și sunt credincioși, nu doar necredincioși, chiar credincioși care se întreabă, domnule, cum a putut Dumnezeu sau cum putem, întrebarea sună cam așa, cum am putea noi să vedem dreptatea și bunătatea lui Dumnezeu în exterminarea acestor popoare, da? Este Dumnezeu drept, să mai formulează întrebarea, când a poruncit exterminarea unor oameni nevinovați? Dar trebuie să fiți atenți cum e formulat în general întrebarea, da? Este Dumnezeu drept când a poruncit exterminarea unor oameni inocenți? Și acum, în introducerea acestui mesaj, aș dori să creionez puțin pentru dumneavoastră câteva răspunsuri pe care am putea să le avem la această întrebare, pentru că este una importantă. Este una importantă. În primul rând, vreau să observați că în Sfânta Scriptură Dumnezeu spune despre poporul Israel să nu ia în stăpânire Canaanul, pentru că păcatele cananiților nu și-au atins vârful. Cât timp a lăsat Dumnezeu cananiților? Păi cât timp a stat poporul Israel în robia egipteană? Știți câți ani au fost? 430 de ani. E mult sau puțin? E foarte mult. Deci nu poți să spui că Dumnezeu pur și simplu n-a lăsat niciun fel de timp. La primul păcat i-a executat pe toți. Nu!
Dumnezeu a dat timp acestor oameni. În al doilea rând, observați că au scăpat cei care au crezut. Rahab și familia ei a crezut și au scăpat. Tot Canaanul a fost cuprins de frică la auzirea venirii poporului Israel, la auzirea minunilor pe care Dumnezeu le-a făcut în Egipt, la auzirea minunilor pe care Dumnezeu le-a făcut prin poporul Israel în uciderea celor doi împărați și a popoarelor lor. Și totuși ce fac ei? Să închid în porți cu ziduri și porți întărite, da? În cetăți cu porți întărite și cu ziduri. Asta fac ei. Deci ei au auzit cuvântul, da? Au auzit mesajul despre venirea poporului Israel, despre un Dumnezeu care lucrează cu putere și reacția lor nu este una. Dom'le, hai să ne predăm, măcar poate scapă cineva. Să fim robii lor, să fim sclavii lor, cum fac de fapt gabaoniții care înșală pe evrei. Ăștia preferă să fie sclavii lor pentru totdeauna decât să fie exterminați. Ceea ce arată oamenii aceștia când aud de Dumnezeul lui Israel, când aud de poporul Israel, este împotrivire, îndărătnicie, încăpățânare, păcat, depravare. Asta arată ei, da? Deci au scăpat unii dintre cei care au crezut. Chiar din Egipt, veți citi în istoria pe care o descrie Moise, chiar din Egipt a ieșit o adunătoare de oameni care nu era din poporul Israel, dar au ieșit odată cu ei. Au crezut și au ieșit odată cu ei. Deci nu au fost exterminați toți pur și simplu, fără niciun fel de, diferență. În al treilea rând, lucru evident este că nu există oameni vinovați. Noi credem în totala depravare a omului, credem că omul se naște în păcat. Nu există om nevinovat. Nu există așa ceva ca moartea oamenilor inocenți din Ierihon. Vai, săraci, hai să facem un monument pentru oamenii inocenți din Ierihon care au fost omorâți de Dumnezeu. Nu au existat oameni inocenți în Ierihon, nu au existat oameni inocenți în Canaan, nu există oameni inocenți aici. Nu există oameni inocenți. Nu au existat oameni inocenți în Sodoma și Gomora, când de la bătrâni până la cei mai mici au ieșit să săvârșească păcatul ăla. Da? Toți erau în aceeași gând. Era o societate depravată. În al patrulea rând, de obicei când se vede că au fost lăsate popoare în viață, și interesant că oamenii nu observă lucrul ăsta. Ce s-a întâmplat? Că știți că au intrat în Canaan și la un moment dat încep să facă concesii. Iuda n-a cucerit pe Cutare, dar n-a cucerit pe Cutare. Cutare seminția a lăsat în viață pe Cutare. Cutare seminția a lăsat în viață pe Cutare. Ce s-a întâmplat? Au fost o cursă pentru poporul Israel și au tras aproape de fiecare dată în idolatrie. Citiți Cartea Judecători. Când Cartea Judecători este de fapt oglinda în care poporul Israel se pune cu cultura. Și poporul Israel devine ca societatea, cultura care era în Canaan, a popoarelor respective. De obicei, când Dumnezeu i-a lăsat în viață, au influențat în mod negativ poporul Israel. I-au dus în rătăcire, i-au dus în idolatrie, i-au dus în perversiune, i-au dus în păcat. Da? Asta e un lucru foarte clar observat în cuvântul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu i-a lăsat în viață, Dumnezeu putea să-i extermine pe toți deodată. Oamenii aceștia au fost un spin în coastele poporului Israel. Apoi, cei care întreabă, dar de ce să fie omorâți copiii, de ce să fie omorâți nu știu care, în numele tuturor. Pentru același motiv pentru care am spus de mai multe ori, dacă doi nebuni mâine care sunt președinți de țară, că sunt mulți nebuni care sunt președinți de țară, s-ar apuca la spus prostii unul către altul și-ar da tweet-uri și-ar scrie pe Facebook și-ar jigni unul pe altul, ne-ar băga pe toți în război. Să nu crezi că o să întrebi, ce treabă, ce-o zis ăla? Nu interesează pe ei ce treabă ai tu. Funcționează principiul reprezentării. Da? Cel care reprezintă țara poate să bagi o țară întreagă în război. Și toți vom suferi. Tu poți putea spune, eu nu cred în război. Crezi că interesează pe cineva că noi nu credem în război? Crezi că dacă ar fi, Doamne ferește, să treacă avioanele nu știu care, acui țării pe la noi pe aici să bombardeze, stai că Andrei nu crede în război. Nu interesează pe nimeni chestiunea asta, da? În lumea în care noi trăim, funcționăm pe principiul acesta al imputării, al reprezentării. Și toți suferă, da? Și asta se întâmplă și aici. Toți oamenii aceia care trăiesc în această societate depravată suferă, da? Apoi, dreptul la viață, când este pusă întrebarea asta, fie că sunt inocenți, nu sunt inocenți oamenii, indiferent că conceptul de inocență este în întrebare sau nu, că nu, în întrebări nu este, da? De ce Dumnezeu a exterminat popoare întregi sau a porucit exterminarea popoare întregi? Se trece cu vederea faptul că dreptul la viață și dreptul la moarte aparține lui Dumnezeu. Dacă ar fi să-L judeci pe Dumnezeu pentru că noi murim, poți să-L judeci că mor la 70 de ani. De ce nu mor la 500 de ani? Doar pentru că moartea e de o boală, e mai bine decât să fii ucis? Cine hotărăște asta? Dar Dumnezeu are dreptul la viață și la moarte. Dumnezeu ar putea să facă să trăim ca Adam sau ca Metusala. El are dreptul ăsta. El poate să facă lucrul acesta. El nu vrea.
El vrea să trăim unii 30, 40, 50, 60, 70, 80, alții 100 sau 120, 130 maxim, nu? Atâta vrea el. Dacă vrei să-l judeci pe Dumnezeu, poți să-l judeci pentru orice tip de moarte, da? Faptul că Dumnezeu a poruncit tipul acesta de moarte este dreptul lui suveran. Este creatorul tuturor lucrurilor și el poate să facă ce vrea cu lucrurile acestea. Vedeți cât se chinuie unii creștini sărmani care nu cred în suveranitatea totală a lui Dumnezeu pentru a explica de ce Dumnezeu a omorât oamenii. Nu trebuie să ai nicio problemă cu asta. Dumnezeu are dreptul să facă ce vrea cu creaturile lui. Dacă Dumnezeu vrea să mor la miază într-un accident de mașină, asta o să se întâmple. Și nimeni nu are drept să-l judece pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu a hotărât ca să mor în felul acela. Nu există niciun principiu pentru care poți să-l judeci pe Dumnezeu pentru treaba asta, da? Deci cine am fi noi ca să judecăm modul în care Dumnezeu hotărăște cum să ia viața creaturilor lui? Cine suntem noi? Suntem nimeni, da? Ce este foarte interesant pentru mine și poate ăsta e primul lucru pe care l-a spune cuiva care pune întrebarea asta, este foarte interesant că o generație care se pretinde atât de înțeleaptă și de luminată și care ucide sistematic, am spune, cele mai inocente ființe, adică copiii care nu s-au născut și cel puțin inocente din privința faptelor, dacă n-au făcut nicio faptă. Deci generația care ucide cele mai puțin păcătoase ființe, pentru că n-au făcut practic niciun păcat, au numai natură păcătoască, vin să judece pe Dumnezeu că Dumnezeu a exterminat popoare perverse, idolatre și păcătoase. Deci noi, da? Europa de vest, America, unde secularismul este în floare, da? China și alte țări care sunt profund seculare. Și ateismul este profund în ridicare, da? Și care sunt profund pentru uciderea copiilor în pântecele mamelor, ei vin să judece pe Dumnezeu de ce Dumnezeu și-a ucis propriile creaturi, da? Deci oameni care n-au niciun drept să ia viața celor mai inocente persoane, fiind să dar de ce Dumnezeu a poruncit uciderea acelor oameni inocenți? Cine? Voi întrebați care ucide zeci de milioane de copii exterminați într-un holocaust, într-o baie de sânge continuă în spitalele din lumea aceasta și ei vin să judece pe Dumnezeu că Dumnezeu a poruncit uciderea unor popoare. Asta este marea ipocrizie în care trăiește societatea de astăzi. Să uite la Dumnezeu, dar cum Dumnezeu, creatorul suveran, are dreptul să ia viața unei persoane? Cum tu îți permiți să iei viața unei persoane create de Dumnezeu, asupra căreia nu ai niciun drept, absolut niciun drept. Că se află în pântecele tău, se află în afara pântecelui tău, nu face niciun fel de diferență. Localizarea nu face niciun fel de diferență, da? Acum, în comparație cu ceea ce merităm noi, și ăsta este un alt lucru pe care trebuie să-l observăm și să-l spunem, condamnarea pe care au suferit-o oamenii aceștia este mică. Da? Deci nu i-au omorât cu picătura chinezească. I-au omorât. S-au dus și i-au omorât, da? Nu spun că ăsta nu e un lucru important, ci spun că în comparație cu ceea ce merităm fiecare dintre noi, adică iadul veșnic, felul în care au fost omorâți este un lucru mic în comparație cu iadul veșnic, chinul veșnic. Da? Și ceea ce noi ar trebui să comunicăm foarte clar oamenilor ăsta, dacă voi sunteți înfiorați de lucrul ăsta, vreau să vă spun că există ceva mult mai grav. Ceva mult mai înfiorător. Ceva mult mai înspământător. Există chiar un eveniment în istorie în care Dumnezeu omoră toate persoanele de pe planeta Pământ. Dacă vrei să vorbești totuși despre un Dumnezeu care are drept suveran asupra tuturor creaturilor sale, da? Iadul este mult mai grav. Și ceea ce trebuie să folosim noi din pasajele acestea este aspectul sfințeniei, dreptății lui Dumnezeu, care cere ca noi să fim pedepsiți datorită păcatelor noastre. Și cât de serios e treaba. Tu poți să stai într-un colț și să spui: eu nu sunt de acord cu decizia pe care o să ia judecătorul. Tu poți să nu fii de acord dacă faci faptele care vor duce la condamnarea ta, asta o să se întâmple, că ești tu de acord sau nu. Nu face niciun fel de diferență, da? Și ar trebui eu, ca unul care e posibil să fiu condamnat în relația noastră cu Dumnezeu, sigur condamnați, da, datorită păcatului, să-mi iau măsurile de precauție, de siguranță, ca să evit condamnarea aia dacă se poate. Și se poate prin Evanghelie, da? Prin credința și pocăința în Domnul Iisus Hristos și față de El, da? Și ultimul lucru pe care l-aș spune aici este că în absența unui compas moral, unui standard moral fix, stabil, care vine de la Dumnezeu, cum poți judeca că Dumnezeu a făcut ceva rău? Da? Deci dacă nu crezi în Dumnezeu și în standardele Lui, în moralitatea pe care ne-o prezintă Dumnezeu. De unde ți-ai moralitatea ca să judeci pe Dumnezeu? De unde o iei? Ca să spune, Dumnezeu n-a făcut bine. De ce n-a făcut bine? Dacă nu există niciun standard moral venit din exteriorul nostru, cine ești tu să judeci pe altcineva că a făcut rău sau bine? De unde ai compasul la moral? Să l-au dat maimuțele din care vii? A venit din Big Bang? E un construct social? Noi am căzut de acord că e greșit? Dar poate în viitor vom cădea de acord că nu e greșit să faci lucrul ăsta? Da? Poate în viitor și nu e exclus
oamenii să decidă că eutanizarea masă a persoanelor bătrâne să fie obligatorie. Poate vor hotărâ și la noi să obligatorie să avem doar un copil și restul să fie avortați. Cine decide când ai pierdut compasul moral pe care Dumnezeu, transcendent, l-a dat prin revelația oamenilor? Cum poți judeca lucrurile, da? Și oameni care au pierdut compasul moral, care n-au niciun compas moral decât unul subiectiv ales de ei, după cum au vrut ei, vin să judece pe Dumnezeu și să spună în mod absolut Dumnezeu e greșit în situația aceasta, da? Astea sunt câteva lucruri pe care am dorit să vi le spun în introducere legat de această obiecție care se aduce împotriva lui Dumnezeu și împotriva Scripturii și împotriva poporului lui Dumnezeu. Haideți în dimineața aceasta să continuăm prin a ne uita la pasajul acesta și la felul în care Dumnezeu le-a dat această biruință prin credință. Este un pasaj care vorbește despre o biruință pe care ei au primit-o prin credință. Asta ne spune Evrei 11:30. Prin credință au căzut zidurile Ierihonului. Acum, noi știm tot evenimentul ăla, că acolo n-a fost un fel de credință, stătea pe bancă sau stătea ei jos tolăniți. Credem, Doamne, credem. Vum! Au căzut zidurile Ierihonului. Cam așa își imaginează unii credința asta. Proclam să cadă zidurile Ierihonului. Cam așa ar suna o cucerire a Ierihonului în perspectivă carismatică. Să strânge tot poporul Israel, își întind toți mâinile. Proclamăm acum zidurile Ierihonului jos! Și zidurile Ierihonului rămas în picioare, da? Deci nu așa au căzut zidurile Ierihonului, da? Când Scriptura, mulți oameni asta înțeleg prin credință. Vizualizare mentală, chiar așa se vorbește, o vizualizare mentală a ceea ce vrei să se împlinească. Ce vrei să se împlinească? Să cadă zidurile Ierihonului. Și acum rostește un cuvânt de putere, că Dumnezeu a pus în tine forță dumnezeiască. Tu ești un mic Dumnezeu, dar ai ceva din Dumnezeu. Rostește un cuvânt cu putere și zidurile Ierihonului cad. Știi ce? Nu o să cadă zidurile Ierihonului așa. Zidurile Ierihonului au crezut prin credință, dar credința asta s-a manifestat cumva. S-a manifestat cumva, da? Și de fapt, carismatismul, cred eu, este o formă de lene spirituală profundă. E o pervertire spirituală dusă aproape de ocultism. Este ocultism, nu aproape, dar este o lene spirituală profundă. Da? Eu stau, vizualizez, proclam, a apărut lucru. Nu se întâmplă așa. Nu se întâmplă lucrurile așa. Cum? Și de fapt am văzut în tot capitolul din Evrei 11 și în toate pasajele din Vechiul Testament la care ne-am uitat că credința este o credință activă, o credință ascultătoare, o credință care implică foarte multe lucruri. Da? Este așa ca o pânză de păianjen, are foarte multe ramificații, foarte mulți factori despre care trebuie să vorbim. Haideți așadar să ne uităm cum are loc această biruință prin credință. Cu siguranță toți ne dorim biruințe în absolut toate privințele. Cum se primesc aceste biruințe? În ultimă instanță, aceasta a fost o biruință spirituală, nu doar fizică. Ei nu doar au cucerit un popor acolo. Ei au văzut puterea lui Dumnezeu acolo. Ei au văzut slava lui Dumnezeu acolo. Ei au văzut ce înseamnă să fie prezența lui Dumnezeu, simbolizată prin chivotul Domnului în locul acela. Au înțeles ce înseamnă să-L aibă pe Dumnezeu în mijlocul lor, să fie poporul legământului, să asculte de instrucțiunile lui Dumnezeu, să se bazeze pe promisiunile lui Dumnezeu, să se bazeze pe legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu ei. Da? Aia n-a fost o biruință materială, fizică, o chestie doar militară. Nu, acolo a fost ceva spiritual între ei și Dumnezeu. Este lucru primordial care ni se potrivește și nouă, da? Deci mâine nu ne apucăm să înconjurăm zalăul. Chiar am ascultat, în câteva orașe din România s-au înconjurat orașele ca să înfrângă forțele și duhurile de nu știu ce și păcate. În continuare să fac lucrurile acelea acolo fără niciun fel de problemă. Pentru că nu asta e aplicația practică, da? Să ne învârtim în jurul zalăului și să ajungem de rușinea lumii. Bun, primul aspect pe care vreau să-l menționez despre credință, primul principiu. Credința nu este zdrobită de aparențele fizice. Uitați cum începe pasajul. Ierihonul era închis, autorul creionează foarte frumos, de la bun început, situația în care se aflau oamenii ăștia. Da? Deci ăștia nu erau în corturi și așteptau să vină evreii să-i măcelărească. Ierihonul era închis și întărit de teama copiilor lui Israel. Nimeni nu ieșea din el și nimeni nu intra în el, da? Deci era întărit, nu putea nimeni să aibă acces înăuntru, da? Și vedem că mărimea, situația asta impresionantă, mărimea, într-un fel, a necazului în care se afla poporul Israel, acum, trebuind să cucerească Ierihonul, dar el fiind întărit și închis, de fapt, va pune în evidență mai târziu slava lui Dumnezeu. Este un principiu pentru noi. Cu cât e mai grozavă situația, cu atât intervenția lui Dumnezeu va fi mai strălucitoare, mai evidentă, da? Noi am spune, domnule, am trece și noi prin necazuri, dar din astea micuțe, da? Ca să le facem noi față. Ideea nu este să faci tu față unui necaz. Ideea este ca slava lui Dumnezeu să arate necazul ăla. Ideea nu este ca eu să spun, uite cum am trecut eu prin necazul ăsta, slavă Domnului. Da? Dar uite ce am făcut eu, uite că am reușit să fac. Nu asta e ideea. Ideea este ca necazul să fie dincolo de puterile tale și ale mele, ca Dumnezeu să-și arate slava. Ca Dumnezeu să-și arate gloria, da?
Asta se aplică și în viața noastră, da? Acum, credința nu neagă realitatea. Nu neagă situația, nu neagă circumstanța. Credința este realistă. Credința înfruntă necazul respectiv, înfruntă situația respectivă, da? Ei nu spun, nu există niciun Erihon aici. E ca și cu egal cu zero. Nu, acolo era Erihon în picioare, da? Ei înfruntă situația aceasta. De fapt, credința se pune față în față cu situația respectivă și o biruiește, o depășește, da? Aici vedem, printre altele, și nebunia celor din Erihon, pentru că deși au auzit de Dumnezeu, deși au auzit de poporul Israel, deși au intrat frica în ei, reacția lor nu este una de predare. Reacția lor nu este una de credință. Ei se închid acolo. De ce se închide? Ceva în mintea lor acolo nu funcționează bine. Ei cred că cumva ar putea să se protejeze. Ei au ce a făcut Dumnezeu în Egipt. Au ce a făcut Dumnezeu în pustie. Au ce a făcut Dumnezeu cu cei doi împărați care au fost deja omorâți până la ora aceasta și totuși se închid acolo. Și de multe ori mi se pare că ne asemănăm mai mult cu cei din Ierihon decât cu cei din Israel. Auzim de Dumnezeu, știm ce lucrări face, știm ce grozav este El, dar totuși ne uităm la aparențele fizice, cum era Ierihon acolo, cetatea întărită și auzi, Doamne, cumva poate o să rezistăm aici, da? În loc să vedem puterea lui Dumnezeu și ne bazăm pe ceea ce știm că face Dumnezeu, ne uităm la aparențe și suntem influențați de aparențe. Da? Vedem în locul acesta, în primul rând, credința nu este zdrobită de aparențe, de realitate. De realitate, da? Acolo era în fața lor realitate. Ea nu e zdrobită de lucrul ăsta, da? Vede dincolo de ea. Și vedem de ce vede dincolo de ea. Și ăsta e al doilea principiu. Credința, în al doilea rând, acționează în baza promisiunilor lui Dumnezeu. De ce văd ei dincolo? De ce pot ei să se poziționeze împotriva Erihonului? De ce se duc ei să cucerească Erihonul? De ce văd ei Erihonul căzut? Ei se uită la ziduri, dar le văd căzute. Ei văd cetatea, dar o văd prăbușită și cucerită. De ce? Își imaginau ei pur și simplu, vizualizau ei în mintea lor căderea Erihonului, pentru că așa își doreau ei să cucerească Erihonul. Nici vorbă de așa ceva. Nici vorbă de așa ceva, da? Realitatea din fața lor părea de netrecut. Omenește vorbind, nu cred că Israelul avea o șansă să o cucerească. Nu erau oameni experimentați de luptă, oamenii ăștia. Da? Ei în Egipt n-au făcut exerciții militare cum fac rușii acum, da? Ca să pregătească pentru cucerirea Canaanului. Nu, ei în Egipt au fost niște sclavi, niște robi. Habar n-aveau. Da? Erau bărbați capabili să lupte, da? S-a făcut un fel de organizare între timp în pustie, dar nu erau oameni de formație profesioniști, militari. Nici vorba de așa ceva, da? Dar ei văd zidurile căzute. Ei văd finalul deja. De ce văd? Văd datorită promisiunilor lui Dumnezeu. Credința se bazează doar pe promisiunile lui Dumnezeu. Doar pe promisiunile lui Dumnezeu, da? Noi trăim în această tensiune dintre realitate și promisiunile lui Dumnezeu. Promisiunile lui Dumnezeu este, dau un exemplu, este că vom avea biruință împotriva păcatului, că avem biruință împotriva lumii, că avem biruință împotriva satanei, că avem biruință împotriva ispitei, că vom trece bine până la capăt și vom ajunge în prezența lui Dumnezeu. Astea sunt promisiunile lui Dumnezeu. Realitatea, spunem noi câteodată, bate filmul. Realitatea, nu? Parcă e o tensiune între promisiunile lui Dumnezeu și realitatea în care noi trăim. Noi asta n-ați avut niciodată confuzii cu privire la această aparentă discrepanță. Una spune Biblia despre noi, ce suntem noi în Hristos, cum trăim noi, că suntem mai mult decât biruitori, și alta este ce experimentăm noi, aparent. Pentru că suntem într-un urcuș, suntem într-o ascensiune, suntem într-o progresie, n-avem finalul deja. Da? Suntem deja intrați pe terenul binecuvântării lui Dumnezeu, dar nu l-avem tot câștigat. Da? Și în tensiunea aceasta, misiunea noastră, treaba noastră, responsabilitatea noastră este să ne bazăm, să ne hrănim cu promisiunile lui Dumnezeu, prin care mergem înainte, prin care cucerim, prin care avansăm, prin care progresăm. Promisiunile lui Dumnezeu sunt hrana noastră spirituală. Pe asta ne bazăm noi. Promisiunile lui Dumnezeu. Și promisiunile lui Dumnezeu se găsesc în cuvântul lui Dumnezeu. Promisiunile lui Dumnezeu vin direct din gura lui Dumnezeu și se găsesc în cuvântul lui Dumnezeu. Da? Eu nu închid Sfânta Scriptură și încerc să aud o voce de la Dumnezeu care să-mi promită ceva. Cum spune unii, domnule, Biblia spune ea multe lucruri. Dar eu mi-e întreb ceva pentru situația asta practică acum. Există promisiunea lui Dumnezeu pentru orice situație prin care noi trecem prin viață. Pentru absolut orice. A, că tu ai vrea să spună practic, acum Doamne a rămas fără motorină, Doamne singur aici pe mesaj, oare nu am semnal, Doamne, ar trebui ceva, un cuvânt, o revelație directă pentru situația asta. Nu, sunt promisiunea lui Dumnezeu,
generale care se aplică la absolut orice situație și de care te poți ancora. Și trebuie să fie un mers al nostru, o umblare noastră zilnică de hrănire cu aceste promisiuni, ca în situația aceea ea să fie aplicată sufletului meu. Dacă eu de la Paște la Crăciun mă ancorez în promisiunile lui Dumnezeu, e aproape sigur că atunci sufletul meu nu se va ancora de nicio promisiune specifică a lui Dumnezeu. De ce? Pentru că nu am obicei de a mă ancora în promisiunile lui Dumnezeu. Dacă s-o obișnuit să mă ancorez în imaginația mea, în produsul imaginației mele pe care le confund, imaginația mea pe care o confund cu revelația lui Dumnezeu, atunci cu asta mă voi hrăni. De asta voi avea parte. Da? Este o disciplină spirituală în a mă hrăni cu promisiunile lui Dumnezeu. Da? Oamenii aceștia nu s-au uitat la numărul lor, erau mulți, la profesionalismul armatelor, la puterea bărbaților lor, la experiența lor, la pregătirea lor militară, la conducătorii lor, ci la Dumnezeu care le-a promis biruința. La asta s-au uitat. Erau multe lucruri omenești de care se puteau agăța sau pe care se puteau baza, dar nu pe asta s-au bazat, ci s-au bazat pe Dumnezeu care le-a făcut o promisiune. Domnul a zis lui Iosua, iată, dau în mâinile tale Ierihonul și pe împăratul lui, pe vitejul lui Iosaș. Asta este promisiunea. Și ei s-au ancorat în promisiunea lui Dumnezeu. Da? Înțelegând acest principiu că credința acționează doar în baza promisiunilor lui Dumnezeu, aș face câteva observații despre credință, asta vis-a-vis de ceea ce auzim deseori despre credință. Credința nu înseamnă să-ți lași imaginația să zboare și mintea să vizeze. Da, îți lași imaginația să zboare, vizează mintea și spui, cred că s-ar întâmpla lucrul ăla, m-aș dori să se întâmple. Nu, aia nu-i credință, da? Credința nu înseamnă nici să crezi că vor exista miracole și evenimente supranaturale. Aia nu-i credință. Eu cred că Dumnezeu face minuni. Aia nu-i credință. Credința trebuie să se bazeze pe ceea ce iasă din gura lui Dumnezeu. Pe faptul că El a spus că va face o minune sau alta. Da? Mulți oameni cred. Eu cred în supranatural. E calcul zero ce crezi tu. E calcul zero. Sunt oameni care practică nu ei sau budiști și care cred în supranatural. E calcul zero. Aia nu este un lucru cu care să te lauzi. Credința se ancorează doar pe promisiunile lui Dumnezeu. Credința nu înseamnă să-ți inoculezi idei care îți plac până ajungi să le crezi. Deci îți place o idee așa mult și ți-o inoculezi, da? Ți-o repeți așa de mulți că ajungi să o crezi. Exact așa începi să vorbești în limbi, dacă vrei, de exemplu. Atât de mult crezi că se poate lucrul ăsta, ți este inoculat atât de mult că la un moment dat se va întâmpla lucrul ăsta. Ascultați-mă, se va întâmpla lucrul ăsta. Aproape orice lucru. Sunt boli care sunt imitate de trupul omenesc datorită psihicului omenesc, doar pe bază psihică. Ele nu sunt în realitate, doar pe bază psihică. Și omul acționează, de exemplu, ca un handicapat, deși el nu e handicapat. El nu are probleme locomotorie. Dar nu e credință. Credința nu înseamnă să-ți inoculezi o idee care îți place până ajungi să o crezi. Acum o cred, domnule. Acum am credință. Păi nu e credința. Nu asta înseamnă credința. Credința, din nou, se hrănește cu cuvântul lui Dumnezeu, cu promisiunile lui Dumnezeu. Să știți că mulți oameni ar fi foarte dezamăgiți dacă ar înțelege ce e cu adevărat credința. Și că credința se hrănește doar cu cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii trăiesc așa de mult în fantasmagoriile minților și în imaginațiile lor, încât ar fi total dezamăgiți de Dumnezeul Sfintelor Scripturi. Ei cred că Dumnezeul Sfintelor Scripturi a creat un spațiu larg care nu-i cu nimic acolo și ei pot acolo să genereze orice idee, orice gând, orice dorință, orice plăcere și lucrul ăla se va întâmpla pentru că el crede. Ar fi total dezamăgiți de Dumnezeul Sfintelor Scripturi. Credința nu înseamnă să vizualizezi rezolvarea pe care tu o vrei la o situație anume. Treci printr-un necaz. Eu vizualizez cum ar fi rezolvarea în necazul ăla. Înseamnă că cred. Nu! Ai poate o idee a minții tale, un plan pe care ți-l faci pentru rezolvarea unei situații, dar asta nu înseamnă. Vedeți, Dumnezeu nu ne-a spus, trebuie să cuceriți Ierihonul. Gândiți-vă cum se poate face lucrul ăsta. Și fiecare a început să vină cu ideile lui, prin credință. Zică, prin credință, eu cred că așa trebuie să cucerim Ierihonul. Altul, prin credință, eu cred că așa. Nu! Ei s-au bazat pe revelația lui Dumnezeu. Credință nu înseamnă nici să crezi că poți face orice cu Dumnezeu. Ați auzit deseori lucrul ăsta. Putem să facem orice cu Dumnezeu. Asta e credință. Putem să facem orice cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu totul este posibil. Da, cu Dumnezeu totul este posibil în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu, cu promisiunile lui, cu instrucțiunile lui. Da, Dumnezeu nu se dezminte, Dumnezeu nu își întoarce vorba înapoi, Dumnezeu nu renunță la ceea ce a spus. Da? Credința, așadar, se hrănește, se bazează doar pe promisiunile lui Dumnezeu. 3. Credința acționează prin instrucțiuni divine. Da? Mai înainte avem promisiunile lui Dumnezeu și întotdeauna promisiunile lui Dumnezeu, veți vedea în cuvântul lui Dumnezeu, că vin urmate de poruncile lui Dumnezeu. El ne promite lucruri și apoi ne dă porunci. Ia auzi ce spune. Le zice, veți cuceri, Ierihonul este dat în mâinile voastre, e deja al lor Ierihonul, zice Dumnezeu, dar înconjurați cetatea.
Voi, toți bărbații de război, dând deocol cetății odată. Așa să faceți 6 zile. 7 preoți să poarte înaintea chivotului, 7 trâmbițe de corn de berbece, ziua 7 să înconjurați cetatea de 7 ori și preoții să sune din trâmbițe. Nu știu dacă mai știți deja ritualul. Ei trebuiau să știe foarte bine. Era o ordine precisă acolo. Când vor suna lung din cornul de berbece și când veți auzi sunetul trâmbiței, tot poporul să scoată strigăte mari, atunci zidul cetății se va prăbuși și poporul să se suie fiecare drept înainte. Dumnezeu dă porunci precise și stricte cu privire la modalitatea de cucerire a Ierihonului, da? Și biruința lor depindea în totalitate de respectarea instrucțiunilor lui Dumnezeu, da? Dumnezeu revelează detalii extrem de precise, absolut tot ritualul pe care trebuiau să-l facă, care să ducă la biruință. Acum vă întreb dumneavoastră, credeți că ei puteau să cucerească Ierihonul dacă nu respectau instrucțiunile lui Dumnezeu? Dar dacă aveau credință și nu respectau instrucțiunile? N-aveau credință, nu? Dacă ei vizualizau căderea Ierihonului, așa, ca și cum ar exploda tot Ierihonul, nu ar fi, s-ar fi întâmplat. Nu, Dumnezeu dă instrucțiuni precise. Ia auziți, să înconjoare cetatea, să fie prezenți bărbații de război, să dea ocol cetății o singură dată în fiecare zi, timp de 6 zile, să facă lucrul ăsta 6 zile la rând, preoții să aibă 7 trâmbițe, chivotul să vină după cei 7 preoți, în a 7-a zi să încojoare de 7 ori și să sune de trâmbițe și poporul să scoate strigăte mari. Ritualul e precis. Îi chivotul Domnului, în fața chivotului Domnului 7 preoți cu 7 trâmbițe, în fața preoților armata și în spatele chivotului coada armatei. Să facă lucrul ăsta 6 zile, să înconjoare o singură dată, și a 7-a zi să înconjoare de 7 ori, să sune din trâmbiță și tot poporul să strige. Ăsta sună ca principiu regulativ aplicat în armată. Și dacă nu respectau exact instrucțiunile lui Dumnezeu, nu cădeau zidurile Ierihonului. Credința acționează prin instrucțiuni divine. Nu pe baza imaginației, nu pe baza dorințelor, nu pe baza nevoilor, nu pe baza gândurilor personale, ci pe baza revelației lui Dumnezeu. Nu există credință unde nu există revelație. Unde oamenii, important e să credem. Ce e atâta teorie? Nu crezi nimic. Egal cu zero ce spui. Egal cu zero. Și auziți asta aproape tot timpul, tot timpul, tot timpul. Ăsta este un refren care este repetat de pocăimea din țara asta. Teoria, ce e atâta teorie? Important să ne iubim și să credem în Domnul Iisus. Care Iisus? Care? Crezi în divinitatea Lui? Crezi în umanitatea Lui? Ce crezi? Oamenii nu știu ce cred. E important să credem să ne iubim unii pe alții. Asta e important. Dacă oamenii nu respectau instrucțiunile precise ale lui Dumnezeu, oamenii tind atât de mult spre prostie, prostie practică. Sunt atât de lene și în gândire, încât dacă ar fi fost în poporul Israel, n-ar fi ținut minte ce a spus Dumnezeu aici. Ce trebuie să... Ce teorie, Doamne? Dă zidurile unul jos și gata. Ce teorie? Asta ar fi fost reacția pocăiților față de Dumnezeu. Cu ritualurile de la jef, spuneți-mi dumneavoastră, câți dintre dumneavoastră știți măcar 10% din ritualurile de la templu sau de la cortul întâlnirii? Și trebuia să le știe la perfecțiune. Trebuia să știe exact câtă făină, cât unde lemn, tot. Păi ar fi nebunit pocăiții noștri dacă le-ar fi dat Dumnezeu. Mai bine fără Dumnezeu. Credem noi în religia noastră. Ar fi că un fel de religia samaritenilor, numai câteva cărți din Sfânta Scriptură care sunt mai ușor de înțeles. Că noi nu avem noi timp de treburile astea, noi nu înțelegem. Este foarte important să înțelegem principiul. Credința urmează în totalitate instrucțiunile divine. Nu doar promisiunile lui Dumnezeu, ci și poruncile lui Dumnezeu. Da? 4. Credința impune responsabilități practice. E absolut imposibil de omis lucrul ăsta din text. 6. Iosua fiului Nun a chemat pe preoți. El e conducătorul, are responsabilitatea lui. Și le-a zis, luați chivotul legământului și 7 preoți să poarte cele 7 trâmbițe de corn de berbece înaintea chivotului Domnului. Da, avem pe Iosua și pe preoți. A treia categorie. Și a zis poporului, porniți, înconjurați cetatea și bărbații înarmați să treacă înaintea chivotului Domnului. Da? Avem și pe bărbații înarmați aici. După ce a vorbit Iosua poporului, cei 7 preoți care purtau înaintea Domnului cele 7 trâmbițe de corn de berbece, au pornit și au sunat din trâmbițe. Chivotul legământului Domnului mergea în urma lor. Bărbații înarmați mergeau înaintea preoților care sunau din trâmbițe și coada oștirii mergea după chivot. În timpul mersului, preoții sunau din trâmbițe. Iosua a dăduse porunca aceasta poporului. Voi să nu strigați, să nu vi se audă glasul și să nu vă iasă o vorbă din gură până în ziua când vă voi spune strigați, atunci să strigați. Dumnezeu poate să lucreze și singur, nu-i așa? Putea Dumnezeu să facă să cadă zidurile Ierihonului fără să strige ei, fără să înconjoare Ierihonul? Evident, practic vorbind, logic vorbind, dacă ai face același ritual exact în jurul unei cetăți, astăzi n-ar cădea nicio petricică.
Da? Ce s-a întâmplat acolo? S-a întâmplat pentru că Dumnezeu a poruncit așa și pentru că odată cu porunca lui Dumnezeu era intervenția supranaturală a lui Dumnezeu. Ei trebuiau să creadă lucrul ăsta și să facă lucrul ăsta pentru că a poruncit Dumnezeu, nu pentru că înțelegeau ei. Care e legătura dintre învârtirea de 7 ori și căderea zidurilor? E irelevant. Important e că Dumnezeu ți-a poruncit și odată cu porunca lui Dumnezeu, care este împlinită, este manifestată prezența puternică a lui Dumnezeu, care efectuează ceea ce Dumnezeu a promis. Ceea ce Dumnezeu a promis, da? Asta este important, da? Dumnezeu poate să lucreze singur, dar Dumnezeu a ales să lucreze cu noi. Ne-a dat privilegiul acesta extraordinar să se folosească de noi. Și ar trebui să fim cel mai activ, foarte activ, râvnitori în lucrarea Domnului. În orice ne pune Dumnezeu la dispoziție, ca să fim, din cei privilegiați de Dumnezeu care experimentează lucrarea lui Dumnezeu, da? Experimentează lucrarea lui Dumnezeu. Credința și asumă responsabilități practice. Nu crezi până nu ți asumi responsabilitățile. Deci dacă spui că eu cred, dar nu faci nimic, nu crezi în realitate. Credința vede porunca lui Dumnezeu și își asumă responsabilitățile pe care i le-a dat Dumnezeu. Acum vedem în textul acesta, este un detaliu de care mă iau, că preoții au un loc proeminent, se pomenește în continuu de ei, de preoți, pentru că ei sunt reprezentanții lui Dumnezeu în mijlocul poporului, care erau singurii ce purtau chivotul, singurii care sunau din trâmbiță, da, și trâmbița era un fel, sunetul trâmbiței pentru Ierihon era un sunet al judecății, al condamnării lor, urmează judecata. Interesant, li s-a dat încă 7 zile. Nu? Încă 7 zile în care văd poporul Domnului. Încă 7 zile în care văd chivotul Domnului. Încă 7 zile în care văd preoții Domnului. Încă 7 zile în care li se spune, fără vorbe, da, prin sunetul trâmbiței, vine judecata lui Dumnezeu. Sunetul trâmbița foarte clar. Și ei rămân în continuare închiși acolo. Probabil, nu știm, probabil, după o zi, două, trei, nu se întâmplă nimic. Cine știe ce-o fi bajocorit și ce-o fi spus cetățenii din Ierihon? Habar nu avem. Dar trâmbița a sunat, da? Și preoții au rolul ăsta foarte important, da? Noi suntem o împărăție de preoți astăzi și avem responsabilitatea aceasta de a trâmbița judecata lui Dumnezeu împotriva păgânilor din lumea asta, odată cu Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Vedeți, 7 trâmbițe, 7 zile, 7 preoți, 7 învârtiri în jurul Ierihonului, da? Este o biruință desăvârșită pe care Dumnezeu vrea să-l dea. E 7 peste tot, pe acolo 7 fără... Doar și poate este numărul desăvârșirii. În al cincilea rând, credința impune responsabilități practice, credința poate cere, da, și ascultă, credința poate cere lucruri absurde pentru mintea umană. Credința cere lucruri absurde pentru mintea umană. Credința primește lucruri absurde pentru mintea umană. De ce spun lucruri absurde pentru mintea umană? Ce pare să se petreacă aici? Hai să ne gândim, omenește vorbind, omenește. Pare o joacă de copii. Nu? Aproape te gândești că e rușinos. Te învârți în jurul Ierihonului, te duci în tabără. Te învârți în jurul Ierihonului, te duci în tabără. Te învârți în jurul Ierihonului, te duci în tabără. Ăia sună. Și zice, acum ai. Gata. A sunat destul, înapoi în tabără. Încă o dată. Mă, gândiți ce gândeau evrei? Ce gândeau ăștia din Ierihon că se întâmplă acolo? Poate pentru evrei, nu știm. Să fi fost un moment... Eu nu spune cuvântul lui Dumnezeu. Să fi fost un moment penibil, măcar pentru unul. Domnule, ce facem noi aici? Ce se întâmplă aici? Dar rușinos poate, habar. Poate pentru cei din Ierihon era un lucru încurajator. Nu se întâmplă nimica. Mă, ăștia sunt deraiați? Ăștia chiar au luat o razna total? Am auzit ce-o făcut cu ea la alzăpăraz. Dar ce se învârtă ăștia aici? Se învârtă o zi? Se învârtă 2 zile? Se învârtă 3 zile? Se învârtă 4 zile? Se învârtă 5 zile? Se învârtă 6 zile? A 7-a zi se învârtă 1 dată, 2 ori, de 3 ori și-o pierdut răbdarea. Se învârtă aici până... Cine știe ce-o fi gândit ei? Omenește vorbind. Nu există nicio legătură între învârtitul ăla și căderea zidurilor. Omenește vorbind, da? Dar credința vede ceva dincolo de lucrurile acestea. Vede ceva dincolo de lucrurile acestea, da? Sunt foarte multe lucruri, am citit pe Calvin petrece în comentariul lui foarte mult timp spunând ce lucruri ar fi putut să fie foarte descurajatoare pentru evrei în ritualul pe care le cere Dumnezeu. Și eu cred că Dumnezeu asta vrea să facă, să-i descurajeze cu privire la ei înșiși. Să stea cu evrei și spun, habar nu avem ce se întâmplă aici, ca să încreadă numai în Dumnezeu. Ideea nu este să înțelegi, ideea este să te încrezi în Dumnezeu și în promisiunile Lui și în legământul pe care El vi-a dat, să te uiți la Dumnezeu care v-a scos din Egipt, care v-a trecut prin pustie, care v-a dat biruință până în punctul ăsta. Asta e ideea. Ideea nu este să înțelegi toate lucrurile. Da? De exemplu, înconjurarea repetată a cetății zi după zi, fără vreun rezultat vizibil.
Aranjarea circulară a armatei, nu într-o poziție strategică de luptă. Nici o armată nu se pune, facem un cerc. Am făcut un cerc, ai, sunteți victime sigure, nu așa atac o armată, da? Înconjurarea în liniște. N-avea voie să strige niciunul. Care putea să transmită mai degrabă timiditatea lor, da? Nimeni nu spunea nimic, la război să strigă. Nu a strigat cea zile niciun sunet, numai trâmbița să se audă, da? Singurile arme la lucru care erau timp de 7 zile, da, până când au intrat în cetate, au fost niște trâmbițe. Acum, nu știu dacă te duci la război cu o trâmbiță. În loc să progreseze în cucerirea Canaanului, ei păreau să piardă aici vremea. O zi, două, trei. Da? Lipsa oricărei strategii și a oricărui plan de luptă asemănător strategiilor făcute de mari război în acea vreme. Orice strategie lipsește aici. Are Dumnezeu strategia lui. Cu chivotul, cu preoții, cu trâmbițele, cu înconjorul cetății. Pentru mintea omenească, tot ce se întâmplă aici este un lucru absurd. De ce? Dumnezeu le cere credință și ascultare. Sau o credință ascultătoare. Asta le cere Dumnezeu. Dumnezeu, deci ideea că noi ar trebui să înțelegem totdeauna toate lucrurile este foarte dăunător pentru noi, frate și surori, să știți. Ideea că Dumnezeu ar trebui să ne explice totdeauna toate lucrurile, ideea asta este foarte dăunătoare. Din pricina limitărilor noastre, din pricina păcatului nostru și din pricina necredinței noastre. Pentru că dacă mergi pe principiul acesta, totdeauna vei aștepta ca Dumnezeu să-ți dea toate explicațiile. Nu vei înțelege tu toate explicațiile. Dar ceea ce tu trebuie să înțelegi este că trebuie să crezi în Dumnezeu. Trebuie să crezi și să acționezi, da? Deci să nu ne așteptăm ca Dumnezeu să ne ceară doar lucruri care ne se par nouă rezonabile. Doamne, am stat eu în depravarea mea, care mi-a rămas în firea mea pământească și m-am gândit și nu mi se pare logic ce a spus Dumnezeu. Irelevant! Irelevant. Eu încă sunt limitat, încă sunt în firea pământească și încă sunt capabil să judec poruncile lui Dumnezeu ca fiind absurde. Nu e așa? Absurde. Dacă tu ai fi fost acolo și n-ai fi știut nimic despre Dumnezeu și despre poruncile lui Dumnezeu și te uitai la poporul Israel, spuneai că sunt niște oameni care și-au pierdut mințile. Habar nu au ce fac acolo. Asta își spune mintea omenească. Dar credința vede pe Dumnezeu, vede promisiunile lui Dumnezeu împlinite. Vede Erihonul căzut. Nu văd nicio legătură între înconjurarea Erihonului și căderea Erihonului, dar știu că există o legătură, că așa a spus Dumnezeu. Crezi, după aia eu crezut că fiindcă înconjurat Erihonul a căzut Erihonul? Nu, ci pentru că au ascultat de Dumnezeu, Erihonul a căzut. Pentru că Dumnezeu a intervenit acolo supranatural. 6. Credința gravitează în jurul prezenței lui Dumnezeu. Este imposibil să nu vedeți că în tot pasajul acesta, locul central îl are piesa care se numește chivotul Domnului. Versetul 11. Chivotul Domnului a înconjurat cetatea. Cum a înconjurat chivotul Domnului cetatea? L-au purtat alții, nu? Dar spune ca și cum chivotul Domnului în sine era ceva care a înconjurat cetatea. Versetul 12. Preoții au luat chivotul Domnului. Versetul 13. Purtau cele 7 trâmbițe de corn de berbece înaintea chivotul Domnului. Versetul 13, partea a doua. Coada oștirii venea după chivotul Domnului. Tot ce se spune în pasajul acesta este relaționat la chivotul Domnului. Purtau chivotul Domnului, chivotul Domnului se învârtea, unii veneau înaintea chivotului, alții veneau după chivot. Tot ce se spune în pasaj este despre chivotul Domnului. De ce? Chivotul Domnului era simbolul prezenței lui Dumnezeu în poporul Israel. Știți, când chivotul Domnului ajunge la filistei, Dumnezeu îi lovește la șezut. De ce? Ca să nu stea liniștiți. Să se ridice și să trimită chivotul înapoi. Da? De asta lovește Dumnezeu cu bubele așezut, cu spuzeală. Chivotul Domnului este semnul prezenței lui Dumnezeu. Pun chivotul Domnului în casa lui Dagon. Ce face Dumnezeu? Dă cu Dagon de pământ. Pentru că înaintea prezenței și a chivotului lui Dumnezeu nu poate să stea nimeni. Înaintea chivotul Domnului intra preotul o singură dată pe an când intra marele preot. Semn al intrării Domnului Iisus la chivotul Domnului, da? Chivotul Domnului este semnul prezenței lui Dumnezeu. Și Dumnezeu le arată lucrul ăsta că credința lor trebuie să se lege de prezența lui Dumnezeu. Ei duc cel mai sacru obiect care ar trebui să rămână într-un templu, protejat, apărat. Cel mai sacru obiect îl duc în mijlocul luptei. De ce? Pentru că era prezența lui Dumnezeu. De acolo se manifesta prezența lui Dumnezeu. Da? Credința gravitează în jurul prezenței lui Dumnezeu. Ceea ce contează cu adevărat pentru omul credincios este dacă Dumnezeu e prezent acolo. Asta contează, da? Dacă Dumnezeu e prezent acolo. Dacă e chivotul Domnului. Dacă e chivotul Domnului. Și în final, credința primește biruința prin ascultare. Da? Versetul 15, versetul 16, versetul 20, versetul 21 ne arată tot ce s-a întâmplat. Au strigat, căci Domnul vă dă cetatea în mână, zice, strigați. Poporul a scos strigăte. Când poporul a auzit sunetul trâmbiței, a strigat și mai tare. Și zidul s-a prăbușit. Ascultați propoziția asta. Ascultați. Poporul a strigat tare și zidul s-a prăbușit. Vedeți legătura? Nicio.
poporul a strigat tare și zidul s-a prăbușit. Zidul nu s-a prăbușit că a strigat poporul tare. Zidul s-a prăbușit pentru că Dumnezeu le-a poruncit să strige tare și când vor striga tare, zidul se va prăbuși. Asta e singurul motiv pentru care s-a prăbușit zidul, da? În toată situația aceasta, și acesta este lucrul cu care vreau să închei, observăm că Dumnezeu le dă o biruință fără să fi săpat tranșee, fără să fi săpat pe sub ziduri, să cadă zidurile, fără să fi pregătit luni îndelungate, fără să fi avut strategii complicate de atac. Într-un cuvânt, fără să-și folosească imaginația, înțelepciunea, ingeniozitatea, experiența, tacticile, gândurile omenești. Fără nimic. Dumnezeu le dă o biruință prin intervenția lui supranaturală. Ei ascultă și primesc biruința aceasta, da? De ce face Dumnezeu lucrul acesta? De ce nu le dă Dumnezeu glorie personală? Evident, ca să-și arate gloria lui înaintea poporului Israel, da? Ca să se manifeste pe sine înaintea poporului Israel și înaintea tuturor neamurilor care urmau să audă de acest lucru, da? Doi, ca să întărească credința poporului lui Dumnezeu. În ce? În Dumnezeu. Credința poporului Dumnezeu în Dumnezeu, nu în propriile lor performanțe. Trei, ca să arate că prezența lui în mijlocul poporului este aspectul esențial al existenței lor ca popor. Prezența lui Dumnezeu. Nu strategiile, nu înțelepciunea, nu ingeniozitatea și lucrul ăsta ne se aplică și nouă. Ci prezența lui Dumnezeu este lucru esențial pentru existența poporului Israel, da? Ca să învețe ce înseamnă răbdarea, ascultarea și credința. Acum a fost nevoie de multă răbdare. O zi, două, trei, patru, cinci, șase, șapte. Repet, în a șaptea zi de șapte ori. Acolo a fost nevoie de răbdare. Și Dumnezeu învață lucrul ăsta. Nu ne-ar... Cum e? Dumnezeu? Cum ne imaginăm? Așa, un Dumnezeu al carismatic. Acum ai spus, Dumnezeu intervine, Dumnezeu meu nu stă. Oare m-ar trece Dumnezeu prin vreo 30 de ani de boală? Oare face Dumnezeu lucrul ăsta? Oare? Oare? Trebuie să avem o perspectivă realistă cu privire la felul în care Dumnezeu lucrează. El ne va da biruința. Frați și surori, nu e o biruință că după 30 de ani de boală intri în împărăția lui Dumnezeu și mai ai nicio boală. Și e cea mai mare biruință care ai putut să o ai. Nu e așa? Că ai trecut o viață prin necaz și mai o veșnicie nu mai ai necaz. Vă place tipul ăsta de câștigarea biruințelor, nu? Da, cu siguranță Dumnezeu ne dă un necaz de o zi și trecem de necazul ăla. Ne dă un necaz de un an și trecem de necazul ăla. Ne dă un necaz de o săptămână și trecem de necazul ăla. Dar sunt necazuri de 30 de ani sau de 50 de ani. Dar vei scăpa până la urmă și de ăla. Prin credință, prin răbdare și prin ascultare. Trebuie să avem această perspectivă corectă a lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne învețe ce înseamnă răbdare, ascultare și credința în El, da? În El. Și apoi Dumnezeu face lucrul acesta folosind, de exemplu, preoții în poziție centrală acolo ca să le dea cinstea cuvenită și poporul să se raporteze corect la reprezentanții lui Dumnezeu în locul acesta, da? Dumnezeu face lucrul acesta ca să întărească Israelul în campania militară lungă care urma să o aibă în Canaan, le dă biruința aceasta și Dumnezeu ne dă nouă biruințe ca să ne încurajeze pentru viitor. Dar cred că pe lângă aspectul acesta de a-și arăta gloria, cel mai important lucru este că Dumnezeu vrea să arate tăria legământului și a promisiunilor pe care le-a făcut poporul Israel. El a făcut un legământ cu Avram, cu Isaac, cu Iacov, un legământ pe care el nu-l va călca. Și el își arată slava lui în locul acesta și arată că este un Dumnezeu care își respectă legământul. Acum noi biserica, noi credincioșii dintre neamuri care am fost trăind de toate legămintele lui Dumnezeu, știm că există un legământ veșnic pe care Dumnezeu nu l-a făcut cu noi, pe care Dumnezeu l-a făcut cu Fiul Său. Un legământ veșnic, necondiționat, etern, neschimbător, în care ne-a cuprins și pe noi. Habar nu avem de ce. Pentru gloria Lui, dincolo de asta nu mai există niciun răspuns. După buna plăcerea voiei sale, nu mai există niciun răspuns dincolo de asta. Ne-a cuprins și pe noi în legământul Lui etern veșnic. Noi oamenii ăștia simpli, care trăim acum în Zalău și suntem în locul acesta. Și Dumnezeu ne dă biruințe spirituale pe baza acelui legământ. Este singurul motiv pentru care ne dă biruințe spirituale. Pentru că El a făcut un legământ cu Fiul Său, Iisus Hristos, că ne va da Lui, că suntem al Lui pentru eternitate. Și Hristos ne-a făcut promisiunea și eu îl voi învia în ziua de apoi. În veac nu vor pieri și eu îl voi învia în ziua de apoi, da? Hai să ne punem încrederea în acest Dumnezeu, să studiem cuvântul lui Dumnezeu, să iubim cuvântul lui Dumnezeu, să citim promisiunile lui Dumnezeu și poruncile lui Dumnezeu, să le credem, să ascultăm de Dumnezeu și vom experimenta biruințe spirituale în mijlocul necazurilor. Eu nu pot să fac aplicații pentru fiecare dintre dumneavoastră, spun: când ai probleme cu copiii, Dumnezeu îți va da biruințe de felul ăsta. Când ai probleme cu soțul, vei avea biruințe de... Când vei avea probleme la lucru, Dumnezeu te poate ajuta și îți va da biruințe. Duhul Sfânt să aplice aceste principii
la fiecare dintre situațiile noastre, ele sunt neschimbătoare. Este un Dumnezeu neschimbător. Principiile Lui sunt veșnice. Noi ne uităm la aceste exemple în care vedem cum credința se manifestă ca și noi să imităm pe acești oameni ai acestui Dumnezeu extraordinar. Oameni care au crezut în El. Dumnezeu să ne întărească credința. Amin.